Cu toate astea, mi se pare important, de exemplu, când m-a întrebat Alexandru cine este Dumnezeu. Știi, m-am gândit cum îi spun asta. În primul rând, cine este Dumnezeu? Că noi cumva ne traducem la nivel de simțire cine este Dumnezeu. E foarte greu să spui cu subiect și predicat. Da. Să te văd. Păi, înțelegi? Cum ai răspuns? Am încercat, m-am chinuit. Nu știu ce a înțeles copilul.